Ziua de duminică nu doar încheie săptămâna, ziua de duminică împlinește săptămâna. Uneori ziua de duminică răscumpără săptămâna și de luni, punctul cel mai jos, urcăm din nou și din nou spre duminică. Mulțumim lui Dumnezeu pentru duminici. Veșnicia înseamnă o infinitate de duminici legate de olaltă, fără luni, fără marți, fără miercuri. Mă bucur și eu să fiu aici cu dumneavoastră în sala de sport, care acum e biserică, unde ne simțim cu toții atleți ai lui Hristos. Să deschidem Scripturile pentru seara aceasta la ultima scrisoare pe care a scris-o cel mai mare scriitor al Noului Testament, Apostolul Pavel, adică la 2 Timotei, ultimul capitol, capitolul 4, vom citi de la versetul 9 până la versetul 18. 2 Timotei, capitolul 4, versetul 9 la 18. Fragmentul acesta, dragii mei, se numește din punct de vedere retoric post scriptum. Cu toții când scriem o scrisoare sau un e-mail, punem uneori la sfârșit PS. PS înseamnă post scriptum. Și acolo punem detalii cu care nu am vrut să încărcăm textul scrisorii. Această scrisoare, 2 Timotei, are un post scriptum, cel pe care îl vom citi acum. Haideți să fim cu luare aminte. Caută de vino curând la mine, căci Dima, din dragoste pentru lumea de acum, m-a părăsit și a plecat la Tesalonic. Crescens s-a dus în Galatia, Tit în Dalmația. Numai Luca este cu mine. Ia și pe Marcu și adu-l cu tine, căci el îmi este de folos pentru slujbă. Pe Tihic l-am trimis la Efes. Când vei veni, adu-mi mantaua pe care am lăsat-o în Troa, la Carp, și cărțile, mai ales pe cele de piele. Alexandru, căldărarul, mi-a făcut mult rău. Domnul îi va răsplăti după faptele lui. Păzește-te și tu de el, pentru că este cu totul împotriva cuvintelor noastre. La întâiul meu răspuns de apărare, nimeni n-a fost lângă mine, căci toți m-au părăsit. Să nu li se țină în socoteală lucrul acesta. Însă Domnul a stat lângă mine și m-a întărit, pentru ca propovăduirea să fie vestită pe deplin prin mine și să o audă toate neamurile, și am fost izbăvit din gura leului. Domnul mă va izbăvi de orice lucru rău și mă va mântui ca să intru în împărăția Lui cerească. A Lui să fie slava în vecii vecilor. Amin. Vă invit să vă reașezați. Iubiți frați, stimate surori, dragi prieteni, doresc să apreciez și eu, acum și aici, că veniți la biserică într-un disconfort fonic și fizic. Și că aveți această răbdare și sârguință ca să stați cu masca în vreme ce eu am dreptul să o scot câtă vreme predic. Apreciez să răsplătească Dumnezeu și gesturile acestea. Dar eu zic, dacă suntem la biserică, deja ne-a răsplătit Dumnezeu. Epistola a doua către Timotei, cum știm, este ultima pe care Pavel o scrie din detenție, e vorba de ultima detenție, o detenție scurtă, aprigă, cu un proces coordonat chiar de Cezar, pe vremea aceea se numea Nero, un proces incorrect din punct de vedere juridic, și care se va sfârși cu o condamnare irevocabilă a apostolului, condamnare la moarte.
Și potrivit istoriei, surselor istorice, Apostolul Pavel și-a încheiat viața și cariera prin martiraj, fiind decapitat la Roma. Înainte însă de martiraj, înainte de desprinderea din lumea aceasta și plecarea spre cealaltă lume, atunci când, cum va spune în capitolul 4, puțin mai devreme, eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură, sau într-o altă traducere, eu sânger spre jertfă, deja a început să curgă sângele, picătură cu picătură din mine, înainte ca momentul acesta al despărțirii, al finalului pământesc să se întâmple, Apostolul ia condeiul și scrie către preiubitul lui copil în credință, către Timotei. Doresc să vă asigur și să vă cuceresc, toată epistola este frumoasă, vă recomand să o citiți acasă, în seara asta. Are 4 capitole, nici nu știi cum trece. Dar ceea ce ne frapează pe noi în seara aceasta și ce am ales să aduc înaintea dumneavoastră este că din acest post-scriptum ies la iveală 3 nevoi fundamentale ale omului, ale creștinului, ale slujitorului, ale omului care trăiește cu Dumnezeu, care moare pentru Dumnezeu, a creștinului care aleargă cu Evanghelia până la marginile lumii de atunci, care este mereu neobosit, mereu într-o viziune sinceră și smerită înaintea lui Dumnezeu. Și regăsim aici, în câteva versete, 3 nevoi fundamentale ale omului lui Dumnezeu. Aceste nevoi le vom analiza pe rând și cred că vom constata că ni se potrivesc și nouă. Și vom zice în finalul predicii printr-o rugăciune, Doamne, împlinește-ne și nouă aceste 3 nevoi. Nu înainte de moarte, poate mai avem până acolo, poate. Dar împlinește-le de acum, Doamne, din tinerețe, de la vârsta adultă, de când suntem sănătoși. Și Domnul să ne împlinească nevoile. Așadar, prima nevoie pe care o regăsim în textul nostru este ceea ce am putea numi nevoia de oameni. Nevoia de oameni. Ați auzit vorba aceea spusă de obicei la supărare și eu am spus-o. Nu am nevoie de nimeni. Ați auzit vorba aceea? Eu am spus-o. Atunci când strigăm mai tare, nu am nevoie de nimeni, atunci, de fapt, avem cea mai mare nevoie. Dar vorba asta, ați auzit-o? Toți sunt niște mincinoși, ipocriți, laconi, păcătoși, etc. Ați auzit-o? Eu, când eram supărat tare, am spus-o. Mi-a ieșit în cale un netrebnic și pentru că atât de tare m-am supărat pe el, am zis că toată lumea asta e făcută numai din netrebnici și profitori. Eu, în momentele de supărare, am vorbit de rău de oameni și am uitat din cauza supărării că de fapt omul este coroana creațiunii lui Dumnezeu. Am uitat ceva ce știam atât de bine teologic, adică am uitat că după ce le-a făcut Dumnezeu pe toate, văzutele și nevăzutele, l-a creat ca pe un vasal al lui, știți? Ca pe un vicerege. L-a creat pe om și l-a așezat peste toate acestea. Am uitat pentru moment că omul este reprezentantul cel mai fidel al chipului lui Dumnezeu în creație. Am uitat că nu cățelușul drăgălaș, nici peștișorul inocent, nici leul fioros, sau nici măcar un peisaj montan sau marin și toate aceste frumuseți nu reflectă atât de bine chipul lui Dumnezeu cum îl reflectă omul. Am uitat, iubiții mei, când am fost supărat și cu asta închei,
că omul, prin căderea lui, a pus în mișcare cerul și din cer a coborât dezbrăcându-se de slavă Fiul lui Dumnezeu. Și pe Golgota, pe cruce, a murit jertfindu-se pentru om, Dumnezeu. Prima nevoie, iubiții mei, pe care Pavel o resimte, îi dă glas aici cu atâta candoare, nostalgie, era finalul vieții lui, este nevoia de oameni. O găsim în versetul 9 și în versetul 11. În versetul 9, atât de frumos, atât de scurt și de urgent, zice, caută de vino, cum credeți? Curând la mine. Timotei, vino curând la mine. Și acolo pentru a căuta, caută să vii, avem un cuvânt în original care înseamnă a face ceva cu o motivație intensă, cu un efort considerabil. Când spune caută să vii, nu spune dacă poți să vii, ci spune străduiește-te să poți. Uneori eu sunt invitat într-o parte sau în alta. Și în inima mea, la anumite invitații, nu mă străduiesc să pot să merg. Și când zic că nu pot, dar chiar nu pot, cumva îmi cade bine că nu pot. Am însă uneori, normal, relații mai apropiate cu câte cineva. Și dacă o relație de prietenie ne leagă, îi spun încă de la telefon, lasă-mă un pic să nu-ți dau un răspuns negativ, lasă-mă. Pentru că vreau să pot. Vreau să pot. Timotei, fă tot posibilul, străduiește-te. Dă la o parte orice piedică, lasă-le toate pentru moment. E o urgență, vino la mine, dar vino de grab. Vino cu prioritate. Aranjează-ți lucrurile acolo unde slujești, în Efes, și vino la mine. E important, timpul nu mai e de partea mea. Am o presimțire cam neagră, vino de grab la mine. Pavel era maestru și Timotei era cine? Dacă Pavel e maestru, ucenic. De obicei, ucenicul are nevoie de, ziceți, maestru. De obicei, cel mic are nevoie de cel mare, cel sărac de cel bogat, cel care nu știe de cel care știe. În lumea aceasta, ordinea acestei lumi, nu, firescul, ne învață că ucenicul are nevoie de maestru, dar din când în când, ceva surprinzător, maestrul are nevoie de cine? De ucenic. Vreau să fac o afirmație cu care sper să fiți de acord, deși n-am să vă întreb dacă sunteți de acord. Faptul că avem nevoie de Dumnezeu e mai ușor de înțeles. E mai ușor de acceptat. Ne vine mai normal să înțelegem că toți avem nevoie de Dumnezeu pentru că El e mare și noi suntem cum? Mici. El e tare, noi suntem slabi. El e veșnic, noi suntem vremelnici. Însă, mare smerire îți trebuie și îmi trebuie să recunosc că am nevoie nu numai de Dumnezeu, ci am nevoie și de oameni. Pentru că e o diferență între relația mea cu Dumnezeu și relația mea cu oamenii. Cu Dumnezeu am reverență, știți cum zic? Mă văd mic și îl văd mare, dar eu cu ceilalți oameni mă văd egal. Și încă uneori nici măcar egal nu mă văd, ci mă văd mai sus decât ei. Adică îi văd pe ei, cel puțin pe unii, mai jos decât mine, în multe feluri. Și îmi vine greu să recunosc că am nevoie de oameni. Ne aduce însă Dumnezeu în momente similare cu cel al apostolului Pavel, în care avem nevoie de cine nici nu ne gândim și avem nevoie de oameni. Predica mea din această seară nu este că avem nevoie de Dumnezeu, asta toți știm, ci este mai mult. Avem nevoie unii de ceilalți. Să ne deschidă Dumnezeu ochii și să ne vedem unii pe alții ca și creaturi a lui Dumnezeu, ca și copii ai lui Dumnezeu. Uneori îi disprețuim pe cei apropiați și e nedrept că se întâmplă asta, tocmai că ne lovim de ei în fiecare zi.
Ne frecăm sufletele unii de alții în propriile familii. Ne frecăm sufletele. N-am inventat expresia, am găsit-o într-o carte, dar mi-a plăcut. Ne frecăm sufletele unii de alții. Și sfârșim în apatie. Și sfârșim că nu ne mai știm bucura unii de alții, nu ne mai știm admira. Soția nu-și mai știe admira soțul, soțul, soția. Copiii nu-și mai știu admira părinții pe care îi vedeau niște zmei când erau mici. Părinții nu-și mai știu admira copiii, frații, nu? La biserică, surorile, păstorii, biserica, biserica, păstorii. Pavel spune, vino de grab la mine, pentru căci Dima, din dragoste pentru lume, m-a părăsit. Mă simt atât de singur, părăsit. Mai jos spune, toți m-au părăsit. Crescens a plecat în Galatia, Tit în Dalmația. Vino, numai Luca este cu mine. Eu când am citit aici, numai Luca este cu mine, m-am liniștit pentru Pavel. Pentru că Luca ce profesie avea? Medic. Și la o anumită vârstă, măcar medicul să rămână cu tine. M-am liniștit. Totuși Luca este cu el. Nu știm din punct de vedere istoric dacă Timotei a mai ajuns sau nu la Pavel. Nu avem siguranță că a ajuns. Dar dorința de aici rămâne pură, rămâne atât de umană. Și aici avem un apostol Pavel vulnerabil, nu? Care spune, am nevoie de tine, am nevoie să fii aici. Tu ești ucenicul meu, tu ai nevoie de mine, dar acum roata vieții s-a întors și eu am nevoie de tine. Știți, în Evanghelii, la un moment dat, Domnul vindecă un slăbănoc de 38 de ani și îl întreabă, vrei să te faci sănătos? Și el răspunde cum? Doamne, n-am pe nimeni. Și acolo în original nu este n-am pe nimeni, în original este antropos, adică cuvântul pentru om. Și zice, n-am om. N-am om. Cineva atunci a fost ani de zile, zeci de ani bolnav, nu pentru că n-a avut Dumnezeu, ați înțeles? Ci pentru că n-a avut ceva mai aproape, adică un om. Ce frumos ar fi să fim noi oamenii prin care lucrează Dumnezeu. Ce frumos ar fi, cum s-a spus cu multă înțelepciune, să fim noi răspunsul la rugăciunea cuiva. Răspunsul la rugăciunea cuiva. Toți avem nevoie de toți. Pe nimeni să nu disprețuim, frați și surori, spre nimeni să nu privim de sus, pentru că Dumnezeu ne aduce uneori în starea aceea, în postura aceea, să ne smerească atât de mult, încât sunăm pe cine n-am vrea să sunăm, zâmbim cum cui n-am fi vrut să-i zâmbim, întâmpinăm pe cine n-am fi vrut să întâmpinăm și pur și simplu să vedem în relațiile acestea mai bine providența lui Dumnezeu. Dar auziți, nevoia de oameni a lui Pavel nu se rezumă numai la Timotei. Priviți, vă rog, în versetul 11, unde spune, Timotei, când vii, ia și pe Marcu și adu-l cu tine, că el, Marcu, îmi este de folos pentru slujbă. Când Timotei a citit despre Marcu, a făcut niște ochi de care? Mari, pentru că Timotei știa istoria, știți care istorie, scrisă în Faptele Apostolilor, cum în călătoria aceea misionară, Pavel, Barnaba și vărul lui Barnaba, Marcu, nu? Pornesc toți trei în misiune și Marcu la un moment dat nu se mai califică și Pavel spune, renunțăm la Marcu. Și atunci Barnaba zice că a mers cu Marcu, ei doi, nu? Și s-au făcut două echipe de misiune. Evident că nu predicăm de aici. Nici nu trebuie să predicăm. Astea se întâmplă fără să predici. Nu trebuie a predica. Și Ioan Marcu, da? Se duce într-o altă echipă și este nefolositor. Acum, peste timp, înainte de moarte, Pavel spune, Timotei să nu vii singur, ia-l și pe Marcu, că acum eu cred că Marcu mi-este folositor. Știi ce înseamnă asta? Nu te fă că nu știi. Înseamnă că noi trebuie să credem în schimbarea oamenilor, dar nu în schimbarea numai în rău, ci în schimbarea în bine. Înseamnă că trebuie așa putere să avem în credință,
încât să credem, și dacă nu se întâmplă întotdeauna, că cineva care n-a fost înțelept, n-a fost folositor, mă înțelegeți, n-a fost ce trebuia să fie. Ca să zic mai pe românește, cineva care ne-a dezamăgit de adevăratele, în timp, sub lucrarea Duhului Sfânt, evident, în condiții pe care noi nu le știm, Dumnezeu poate să-l schimbe pe omul acela. Și atunci din nefolositor devine ce? Folositor. Să credem în schimbare. Mai credem oare în schimbarea celuilalt? Aproape că nu mai credem nici în a noastră, dar în a celuilalt. Nevoia de oameni este o nevoie profundă, adâncă în inima noastră, pe care îmi face bine să o recunoaștem. Încă o dată vreau să reiau acea idee de la început. Atunci când recunoaștem că avem nevoie de oameni și când privim oamenii așa cum se cuvine în Hristos, dragii mei, e un act de smerire mai mare decât când stăm înaintea lui Dumnezeu. Mai mare. E un efort spiritual, e o maturizare pe care trebuie să o avem. Și să credem în schimbarea, în bine. Iar dacă avem în jurul nostru în familii sau în familii lărgite sau între prieteni, oameni minunați care au avut căderi, alunecări sau ne-au dezamăgit, fie ca Domnul să lucreze schimbare și noi să credem în schimbarea aceea. Noi să fim parteneri cu Dumnezeu și să sperăm alături de Dumnezeu împreună, nu? Pentru cauza respectivă. Înainte de a trece la a doua nevoie, doresc să adaug ceva și asta voi face la fiecare dintre cele trei nevoi. Există niște comentatori, câțiva comentatori, care privesc spre aceste nevoi și din punct de vedere sacramental sau din punct de vedere bisericesc. O să explic la ce mă refer. Acești comentatori spun, și eu doar vreau să vă las această idee ca o reflexie pentru dumneavoastră, acești comentatori spun că tot ce cere Pavel lui Timotei, de fapt cere cu gândul la succesiune sau la transferul de autoritate dinspre Pavel spre Timotei, făcându-l pe Timotei urmașul direct al apostolului, mă înțelegeți? Adică dacă Timotei a ajuns la Roma, se prea poate să fie avut loc un moment de transfer, știți? Transfer de autoritate, ca și de la Ilie la Elisei, da? Dinspre maestru spre ucenic. Iar dacă lucrurile au stat într-adevăr așa, atunci când Pavel îi zice, ia-l pe Marcu și adu-l cu tine, dacă a avut loc momentul acela de transfer, atunci e posibil că Pavel să fi zis, bine, pe Marcu l-ai adus, dar nu pentru mine, ci Marcu, slujitorul meu, va deveni de acum slujitorul tău. Și să-l fi adus pe Marcu, nu pentru Pavel, ci pentru Timotei, dar asta era surpriza lui Timotei. A doua nevoie este, dragii mei, în ordinea în care apare în text, nevoia de bunuri, nevoia de bunuri, de obiecte, de resurse, de bani, dacă vreți, nevoia de bunuri. Priviți, vă rog, la versetul 13, prima parte, un verset peste care trecem uneori în viteză. Când vei veni, împreună cu Marcu, evident, adu-mi mantaua pe care am lăsat-o la Troa, la Carp. Adu-mi, te rog, mantaua. Câte predici ați auzit dumneavoastră din versetul adu-mi mantaua? Eu a trebuit să aștept ani de zile până să aud și am auzit după ce m-am dus la școală de la un profesor. Atâta mi-a plăcut predica aceea. Atâta mi s-a părut de fascinant cu mantaua. Nu mai rețin cum explica el, că ar fi frumos să rețin să vă spun de la profesor. Dar știu că atâta mi-a plăcut. Trecem în viteză peste acest verset, pentru că mi se pare că nu e spiritual, mă înțelegeți? Nu e duhovnicesc. Iubiți frați și surori, iubiți credincioși, să avem mare grijă că viața e complexă, și viața e la pachet cu de toate și nevoile noastre nu sunt numai nevoi relaționale de oameni, ci avem nevoie de îmbrăcăminte, avem nevoie de mâncare, de resurse, de o anumită brumă, de bani care să ne ajungă măcar până la sfârșitul lunii, nu? Nu până la sfârșitul lumii, până la sfârșitul lunii. Avem nevoie de o mașină care totuși să nu se strice
între punctul A și punctul B. Avem nevoie totuși să ne cumpărăm încălțăminte care să ne țină o vreme, nu? Căutăm bunuri durabile, pentru că, vedeți, nu suntem îngeri, suntem oameni. Suntem de ai pământului cu trupul și atât de dependenți de cele ale pământului. Iar Pavel aici este din nou vulnerabil, spunând, adu-mi, te rog, adu-mi mantaua. În versetul 21 completează cumva aceasta, spunând, caută de vino înainte de iarnă, ca să vii cu mantaua. Pentru cuvântul manta avem în grecește phailones. Și phailones în limba greacă se face referire la orice îmbrăcăminte exterioară sau la ultima haină care o iei pe tine când e rece. Cum am zice noi astăzi, hanorac sau palton sau bundă. Cine mai umblă cu bundiță? Nu mai umblă nimeni aproape. Sau cojoc. Același cuvânt apare și în Ioan 21:7. Petru și-a pus haina pe el și s-a încins atunci cu Marea Tiberiadei când a înotat spre Iisus. Același cuvânt apare și în Matei 5:40 în predica Domnului, oricui vrea să-ți ia haina, lasă-i și cămașa. Și acolo la haina este acest cuvânt, adică haina exterioară, lasă-i și cămașa, adică haina lipită de corp. Evrei 1:12, cerurile, spune textul, le vei face sul, ca pe o manta. Mantaua așadar se referă la o haină lungă, largă, de postav gros, purtată peste îmbrăcăminte, un palton sau chiar uniformă militară. Mantaua era un articol vestimentar care proteja corpul de frigul de afară și chiar mai mult, în condițiile în care pe atunci oamenii mai noptau și pe afară, sub cerul liber, mantaua ținea loc de plapumă, pentru că se înfășurau în manta și dormeau peste noapte, înfășurați în manta, ca într-un sac de dormit. Pavel spune, adu-mi mantaua, pentru că vezi, încă n-am devenit înger, încă vreau mantaua mea, aceea știe el carp, am lăsat-o la el, adu-o pentru că parcă mi-e tot mai frig. Și parcă am tot mai multe nevoi. Dacă vedem în oameni creaturile lui Dumnezeu, aș vrea, dragii mei, să facem un pas mai departe și vă invit, iubiți credincioși, să vedem în bunurile pe care le avem, pentru care muncim, desigur, dar să vedem în bunurile acestea daruri de la Dumnezeu. Și să vedem, de fapt, că nevoia de bunuri este, de fapt, o nevoie de dar, de cadou, de ocrotire, nu? De protecție din partea lui Dumnezeu. Și că nu este arogant să ne rugăm Domnului pentru pâinea cea de toate zilele. Această pandemie, să nu ne facem că nu vedem, i-a adus pe unii dintre frații noștri, unele familii de altfel onorabile, în mari dificultăți financiare, în mari dificultăți materiale. Poate ei nu spun că nu știu să se plângă și nu vor să se plângă. Dar vedeți, mai aflăm, face să aflăm. Poate că această pandemie ne învață multe și printre altele ne învață că și resursele sunt importante și că avem nevoie de un minim de confort ca să ne putem și ruga bine, și cânta bine, și predica bine și toate celelalte. Dacă cineva dintre noi trece prin asemenea dificultăți, nu e o rușine, e o încercare. Dumnezeu să fie bun cu el, cu ei. Și noi să fim buni dacă știm. Și să întindem mâna. Și să nu uităm că atunci când întindem mâna, Dumnezeu întinde mâna prin noi. Nu suntem decât canale. Nicolae Berdiev, un mare gânditor rus, spunea într-una din cărțile lui, dacă eu nu am de mâncare, e o problemă materială. Dacă aproapele meu nu are de mâncare, e o problemă spirituală. A mea. A mea. Înseamnă că n-am întins mâna spre el. Nu mai e o problemă materială. Timotei, adu-mi mantaua. Am această nevoie și nu mi-e rușine să recunosc. Din nou recurg la ceea ce spuneam anterior. Dacă e o smerenie maximă să ai nevoie de oameni,
E la fel o mare smerenie să recunoști că ai nevoie de resurse și că nu ești înger și că nu poți pur și simplu să bravezi gratuit, ci ai nevoie. Fie ca Dumnezeu să ne binecuvinteze și în sensul acesta. Ceea ce am spus nu este Evanghelia prosperității. Știu cu ce se mănâncă Evanghelia prosperității. Fiți liniștiți. Nu este Evanghelia prosperității. Am zis că atunci când trecem prin momente de dificultate, sunt încercări care vin de la Dumnezeu. Încercări de care în cheie spirituală aveam de fapt nevoie. Dar, cum vă spuneam adineaur, vă spun și acum, unii cred că și aici e mai mult decât mantaua, știți? Și unii cred că dacă într-adevăr s-au întâlnit și dacă a avut loc transferul de autoritate dinspre Pavel spre Timotei, atunci după momentul acesta al transferului, Pavel probabil că a luat mantaua care tocmai i-a adus-o Timotei, știți? Și a zis, mantaua aceasta ți-o dau ție, ca și semn simbolic. Și de fapt, dacă au stat lucrurile așa, e mai frumos. Timotei a adus mantaua pentru Pavel, dar de fapt a adus-o pentru cine? Pentru el. Și dacă stau lucrurile așa, mai îngăduiți-mi să-mi imaginez ceva și apoi mă opresc. Imaginați-vă cum s-a întors Timotei cu mantaua lui Pavel și cum a pus-o la loc de cinste și nu s-a îmbrăcat cu ea, pentru că nu se simțea vrednic, m-ați înțeles? Nu se simțea vrednic. El tot cu ale lui s-a îmbrăcat și a pus-o la loc de cinste și când cineva venea în vizită la el, spunea, uită mantaua de la Pavel. Cu această manta a umblat Pavel în ultima perioadă a vieții și a fost un transfer de tipul acela cu mantaua lui Ilie, știți? Ilie și Elisei. E foarte posibil să avem de-a face și cu o asemenea situație. A treia și ultima nevoie, pe lângă nevoia de oameni, nevoia de bunuri, este, dragii mei, nevoia de cunoaștere. Nevoia de cunoaștere. Priviți, vă rog, împreună cu mine la versetul 13, partea a doua. Adu-mi, Timotei, pe lângă manta, și cărțile, mai ales pe cele de piele. Timotei, când vii, nu numai pe tine să te aduci și pe Marcu, nu numai mantaua, stai așa. Te rog să mai-mi aduci ceva, pentru că eu am trei nevoi, n-am două. Adu-mi cărțile, mai ales pe cele de piele. Dacă mi îngăduiți, aș vrea să vă explic despre aceste două categorii de cărți. Cărțile și cărțile de piele. La ce se referă? Sunt două categorii de cărți din punct de vedere tehnic. Acolo unde scrie cărțile, dragii mei, de fapt este vorba de papirusuri. Adu-mi papirusurile și unele traduceri chiar traduc mai cu acuratețe spunând papirus. Adu-mi papirusurile. Ce este un papirus? Papirusul era un suport de scriere pe care se scriau texte, inventat de egipteni, prelucrat din măduva unei plante care avea același nume, papirus, și care se prezenta sub forma unui sul alcătuit din foi lipite una de cealaltă, de obicei în număr de 10, iar lungimea medie a unei asemenea sul era de 6 până la 10 metri. Deși recent s-a descoperit un papirus, un sul de papirus, de 40 de metri. E vorba de un document egiptean din Egiptul antic. Deci, avem de-a face cu papirusurile sau cu papirus, cu acea fâșie pe care se scria numai pe o parte, cu foarte mare finețe și foarte interesant. Ce scriai pe papirus nu se mai putea șterge. Asta înseamnă că n-aveai voie să greșești. Nu, scrie pe calculator acum. Am greșit. Nimeni nu intră în panică, pentru că imediat ce facem? Vă gândiți? Calculatorul de atunci, papirusul, nu avea delete. De aceea, nu oricine avea dreptul, puterea, ce să facă? Să scrie. Cu o literă greșită stricai un papirus întreg, care costa enorm pentru vremea aceea. Cărțile Vechiului Testament, ca să nu mai lungim, cărțile Vechiului Testament au circulat sute de ani pe acest suport numit papirus.
Când Pavel zice, aduceți-mi, adu-mi papirusurile, se prea poate că se referă la porțiuni din Vechiul Testament. Adu-mi scripturile, adu-mi papirusurile. Vezi, mie nu trebuie numai manta și numai pe tine. Eu am nevoie de cărți, de revelație, de revelația scrisă, am nevoie de texte, dar dumneavoastră simțiți că aici ai mai mult decât texte, decât versete. Am nevoie de scripturile Vechiului Testament. Apoi zice, adu-mi-le și adu-mi-le și pe cele de piele, mai ales pe cele de piele, iar acolo pentru piele citiți, vă rog, pergament. Adică chiar era vorba de pielea netăbăcită a unui animal, de obicei oaie sau vacă sau capră, și pielea aceea era tratată, am aici niște detalii, dar nu vi le mai dau, detalii tehnice, că doar nu ne apucăm să facem, mă gândesc, pergament. Avantajul scrierii pe pergament, pe piele de animal, era că se putea scrie față-verso, puteai scrie pe ambele părți, ceea ce înseamnă mult pentru, nu? Text. Și se pare că erau mai rezistente, erau mai puțin sensibile aceste pergamente și rezistau în timp. De aceea s-a făcut trecerea la un moment dat de pe papirus, care era prea scump și prea fragil, s-a făcut trecerea pe pergament, da? Pe scrierea pe piele, pentru că era mult mai rezistent. E foarte posibil ca, fiind vorba de pergamente, când Pavel zice adum și pergamentele, aici să avem de-a face cu cărți laice, de cultură laică, deci nu cărțile Scripturii. E foarte posibil că aici să avem de-a face cu scrierile grecilor și nu numai, cu scrieri laice, cu cărți altele decât cele din Scriptură pe care Pavel lectura, pentru că nu ne putem îndoi de cultura lui vastă, extrem de deschisă spre multe zone de cunoaștere. Și într-un cuvânt îi spune Timotei, adu-mi cărțile, dar atenție, să le iei și pe celelalte care nu sunt din Biblie, nu cumva să le uiți pe acelea, crezând că eu le cer numai pe acestea. Ați înțeles subtilitatea mea? Mai ales pe alea să le aduci, că nu mi-e clar cu ceva din Platon, vreau să mai reiau o temă. Mare lucru să ai mintea lui Pavel, înaintea morții să mai vrei cărți. Unii nu vor cărți toată viața lor și tot duc bine. La ce ne ajută, frate Ghiță, să citim? Așa e că nu ne ajută la nimic. Nu, așa e acum, în ultima vreme, eu zic că e așa. Cândva mă luptam cu el să-l lămuresc, acum nu mă mai lupt, numai cu mine. Așa e. Uite, zice frate Ghiță, eu nu citesc, n-am citit o carte, sănătos îs, mănânc bine, dorm bine. E rugat, mă rog, la biserică mă duc, bani dau. E problemă? Cândva ziceam că e problemă. Acum zic, nu e nicio problemă. Încă la unul i-am spus, stai departe de cărți, nu cumva să te zmintești, nu cumva să te întristezi. Vezi că și cunoașterea are și ea provocările ei. Pavel nu stă departe, zice, adu-le. Adu-le pe toate, cu amândouă mâinile, o mână cele canonice, știi, o mână ăsta la alte, adu toate cărțile aici. Și parcă-l vedem pe Timotei cu marcul după el, cu mantaua într-o mână, nu? Și în cealaltă mână cărțile cele grele, că se cărau, erau suluri, erau... Gândiți-vă, nu era treaba atât de simplă și de cochetă ca și astăzi. Nu erau e-book-uri. Să ai o bibliotecă pe tabletă, care nici pe aceea nu o citești, dar măcar o ai. E și asta o liniștire. Sau obiceiul de azi, de când e cu pandemia, foarte mulți își fac tot felul de live-uri în fața bibliotecii, ați văzut? Vorba domnului Pleșu, de obicei se așează în fața unei biblioteci necitite. De unde știm că n-a citit-o? De cum vorbește știm că n-a citit. Mai bine ar închide live-ul și ar citi cărțile. Apostolul Pavel la sfârșit, n-a sfârșit în predicare, ci a sfârșit în lectură, în cetire. A zis, adele, așa simt nevoia de ele, cum simt că mi-e frig și îmi trebuie mantaua, cum simt că îmi trebuie a mânca ceva bun. Iubiți frați și surori, iubiți credincioși, să nu denigrați cunoașterea, să nu o denigrați.
De altfel, mântuirea, în sensul ei adevărat al cuvântului, înseamnă să-L cunoaștem pe Dumnezeu, e cunoaștere mântuirea. Să nu denigrați strădania în învățătură. Să nu denigrați învățătura, iubiții mei, oricât de greu vi se pare uneori și oricât de nepriceput e cineva care explică lucruri interesante, dar nu le știe explica. Să depuneți efort, mai ales generația tânără, puneți-vă mintea la contribuție, nu o lăsați în letargie, va rugini mai devreme sau mai târziu. Anticii spuneau, pare mi se Socrate, citat de Platon, spuneau că sunt trei feluri de oameni. Cei mai de jos oameni, cei mai de jos, zice, când se întâlnesc, vorbesc despre oameni. Adică despre, ai auzit de ăla, ai auzit, știi? Zice că cei mai de jos vorbesc numai despre alți oameni, oameni, oameni. Cei de la mijloc vorbesc despre evenimente. No, ăștia urcă puțin, știi? Vorbesc despre evenimente, ai auzit ce s-a întâmplat, ai auzit. Însă cei mai de sus, mai elevați, spre care toți ar trebui să tindem, vorbesc despre idei, despre concepte, despre lucruri grele, la propriu grele. Ei urcă spre concept, spre idee, au frământări, au dileme. Dragii mei, nevoia omului, indiferent ce meserie are, indiferent dacă citește sau nu, într-un fel sau altul, toți accesăm cunoașterea, mai ales în vremurile de azi. Toți accesăm o formă de cunoaștere. Avem nevoie să cunoaștem și din nou, pentru ultima dată, e încă o smerenie, dacă vreți. Să recunoști că încă trebuie să înveți, să recunosc că încă trebuie să învăț, să recunosc că am nevoie de oameni, smerenie, că am nevoie de bunuri, smerenie, că am nevoie de cunoaștere, să știu mai mult, adică nu știu suficient, iarăși trebuie multă ce? Smerenie. Și în fine, înainte să ne rugăm, trebuie să adaug ce v-am promis. Se pare că, dacă a avut loc cu adevărat transferul de autoritate pe care tot l-am pomenit, Pavel când a zis adum cărțile, a zis în gândul lui, adă numai cărțile, că eu mă ruga pentru tine, vei deveni succesorul meu și când pleci de la mine îți dau cadou toate, ziceți, cărțile. Și Timotei mi-l imaginez, mi-l imaginez. Bucuria vieții lui, biblioteca maestrului devine biblioteca lui. Ce a citit el până atunci, dar atunci să citești cărțile pe care le-a citit maestrul tău. Să te apropii cu sfioșenia cuvenită de texte pe care poate numai le-ai auzit povestite de la maestru și acum să le ai în propria ta bibliotecă. Trei nevoi fundamentale, să nu uităm de ele. Nevoia de oameni, nevoia de bunuri, nevoia de cunoaștere. E de prisos să mai adaug că în spatele acestor nevoi se ascunde Dumnezeu. În spatele omului e creatorul omului. În spatele bunurilor e dătătorul bunurilor. Și în spatele cunoașterii e izvorul cunoașterii. E Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. Ne ridicăm înaintea acestui Dumnezeu și cu toată inima, cu toții, venim în rugăciune de mulțumire și de încredințarea noastră în mâna lui Dumnezeu și de asemenea să-i cerem cu smerenie Domnului să ne împlinească mai bine, mai plenar aceste trei nevoi fundamentale. Ne rugăm!